Bună dimineața! Plecăm astăzi înspre Rucăr, spre Bran, după aia spre Brașov și ne întoarcem pe DN1 în București. Față de ce v-am spus ieri, mai sunt încă două semafoare în Rucăr, deci până acum la ieșirea din Rucăr sunt 10 semafoare în total de la Câmpul Lung. Piatra Craiului? Ce tare! Castelul Bran, la coadă. Valea Prahovei, predeal, mișto. Mă întreb dacă e coada până la Comarnic. N-am fost niciodată pe aici să prind atât de multă aglomerație. Și cred că nici nu o să vin vreodată cu mașina. Jesus! Încă aici. Mă, dacă s-ar da și puțin mai într-o parte, mai avea loc să treci motocicleta lejer. Uite cât spații au în dreapta. Dar sunt puși în zigzag.
Azuga. Așa am venit. Până aici. Bușteni, aceeași poveste. Sinaia, e mai bine. Gata, am ajuns, suntem în parcare în spatele blocului. A fost o zi foarte lungă, am plecat la 10 și jumătate din Rucăr, am ajuns la 5 jumate. Ne-am oprit de câteva ori pe drum. Așa cum ați văzut mai devreme, ne-am întors pe Valea Prahovei, pentru că nu era așa de virajat și pasagera nu are foarte multă experiență ca și kilometri, dar în schimb a fost foarte, foarte aglomerat. Pe Rucăr Bran sunt în total, mă rog, nu, între Rucăr și Brașov sunt în total vreo 16 sau 17 semafoare, dar imediat de la ieșirea din Rucăr până la coborârea spre Bran nu mai sunt deloc semafoare și drumul e foarte ok, foarte liber. Pasagera e acolo în spate, leșinată. Ce să vă zic, asfaltul uscat și ne vedem data viitoare.